4 oameni au fost reținuți după ce polițiștii din Vrancea au destructurat o rețea de traficanți de droguri. Ei au fost surprinși în timp ce ridicau de la o firmă de curierea din Baia Mare peste 5 kg de cannabis. După ce i-au săltat pe cei 4, oamenii legii au făcut și percheziții domiciliare, unde au descoperit mai multe dispozitive de falsificat documente. Ei au ridicat mai multe laptopuri, telefoane mobile și imprimante. Unul dintre inculpați este acuzat că ar fi falsificat cărți de identitate pentru ceilalți membri ai grupării, pentru ca aceștia să poată trimite substanțe interzise din Spania în România prin firme de curierat. Bărbații sunt acum cercetați penal pentru trafic și consum de droguri, dar și pentru fals în înscrisuri oficiale.